Dacă e primăvară, ne gândim la semințe. Mai ales dacă este primăvară și vedem ugoarele pregătite și afânate să primească semințele. Dar și dacă nu e primăvară, eu mă uit la semințele lui Liviu Mocan, care stau pe fereastra cabinetului meu și pe care adesea le iau în mână ca să le simt, ca să-mi grăiască ceva sau ca să le ajut să grăiască ceva celor cu care mă întâlnesc. Când vedem o sămânță, ne gândim la rod, mai ales primăvara, dacă văd ogorul afunat, mă gândesc că așteaptă sămânța și după sămânță urmează să vedem planta, răsărirea, rodul, depinde de anotimp. Numai că aproape niciodată nu ne gândim la ce este esențial legat de semânță și de rod, la faptul că înainte de a rodi, așa cum scrie Scriptura în pilda seminței, sămânța trebuie să moară. Nu ne gândim la moarte atât de frecvent, atât de profund, ca făcând parte din viață, ca făcând parte din ceea ce înseamnă viața noastră. Nu ne gândim la moarte ca fiind atât de prezentă nici în zilele pandemiei, când moartea umblă pe uliță, când face parte deja din cotidian atât de frecvent, atât de pervers, atât de absurd, moartea ne cotropește. Mă întorc din nou și din nou la esența vieții și la esența rodirii. Și dacă o iau în mână, și uneori o iau în mână, dacă mă uit la ea, dacă o ating, da? Văd și această disproporție, ce mică este sămânța și ce mare este rodul, care poate fi o flacără, care poate fi o tulpină, care poate fi poate chiar un copac. Sămânța, pentru că a murit, a rodit. Dar mai ales această sămânță are o poveste. Și dacă vă uitați bine de tot, sămânța nu numai că a murit, dar este o sămânță care a pățit ceva. Această lucrare a pățit ceva. Pentru că am fost și admonestată că în timp ce zugrăveam a căzut din bibliotecă. Și spun eu, și dacă a căzut din bibliotecă și s-a rupt, închipuiți-vă că e de bronz, dar s-a rupt. Și spun soțului meu, o duc înapoi la Liviu Mocanu, s-o repare. Și am dus-o înapoi și am mai stat acolo un an, poate chiar doi, până când maestru a găsit loc și timp să o repare. Iar prin faptul că este o sămânță reparată, pentru că exact în rotundul seminței se vede o linie, este unică. Și este unică într-o serie a semințelor, pentru că nu mai are nimeni o sămânță spartă și reparată într-un mod cât se poate de artistic. Iar profesorul meu în ale psihoterapiei, Hugh Jenkins, spunea că de fapt brokenness, adică faptul că a fost ruptă, zdrobită, ciuntită, is uniqueness, adică o face unică. Ne-am gândit vreodată oare că ruperea, spargerea, zdrobirea ne face unici? Pentru că oricum suntem unici. Suntem unici. După chipul și asemănarea Creatorului. Dar faptul că suntem rupți, ciuntiți, zdrobiți, tăiați, frânți, ne face
chiar mai unici, dacă putem să spunem lucrurile acestea. De câte ori oare ne-am uitat la frângere, la zdrobire, după ceea ce ne învață psalmistul David în Psalmul 84? David spune că atunci când străbat aceștia valea plângerii, da? Aceștia în a căror inimă locuiește încrederea, se pare că este o condiție sine qua non. Când străbat aceștia, valea plângerii o transformă într-un loc plin de izvoare. Cu alte cuvinte, suferința, frângerea, zdrobirea poate fi fertilă. Putem să transformăm un loc al frângerii, al suferinței în ceva fertil, deși suferința te poate dizolva. Suferința îți poate face ceva ce Liviu Mucan a demonstrat cu o altă sămânță. Vă arăt și cealaltă sămânță. Asta este unică, din nou și din nou, și spun cu glorie că este unică și este la noi. Asta se numește sămânța înlănțuită. Și vedeți bine că aproape că nici nu se vede sămânța de lanț. Din nou este o disproporție. Lanțul este mai prevalent decât sămânța. Iar flacăra, să spunem, sau ce răsare din sămânță, e modest, chircit, mic. Pentru că nu poate. Pentru că este înlănțuită. E o sămânță cu care am umblat ani de zile în poșetă și am ținut-o ani de zile în poșetă și am pus mâna pe ea ca să am o meditație foarte concretă despre lanțuri. Oare ce mă lănțuiește? Oare care-i frânghia care îmi trage flacăra în jos? Oare care-i frânghia care nu lasă sămânța să rodească? Pentru că sămânța trebuie să rodească și sămânța va rodi până la urmă. Modest, chircit, prăpădit, dar va rodi. Însă dacă lanțurile cad, frânghia se rupe, sămânța face ce trebuie să facă sămânța, să fie viață și frumusețe.